Polițiștii de prevenire a criminalității și cei de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au desfășurat activități pentru informarea, conștientizarea și responsabilizarea populației cu privire la violența în familie. Săptămâna trecută, polițiștii au organizat activități de prevenire și combatere a infracțiunilor cu violență în municipiul Călăraș. Polițiștii au discutat cu cetățenii despre prevenirea violenței în familie, formele de manifestare a acesteia, despre instituțiile implicate în gestionarea acestui fenomen și măsurile prevăzute de lege pentru asigurarea protecției victimelor. Scopul acțiunilor a fost creșterea gradului de siguranță a cetățenilor împotriva acestui gen de infracțiuni și informarea cu privire la măsurile minime de siguranță pe care trebuie să le adopte pentru a nu deveni victime. Recomandările au fost susținute și de material cu caracter preventiv pe care le-au distribuit oamenilor. În perioada următoare, polițiștii vor continua activitățile de prevenire a faptelor cu violență pentru creșterea sentimentului de siguranță în rândul cetățenilor.